Oktoberfest vine și la Slatina cu o petrecere mai ceva ca în povești. 4 zile ține distracția în stil bavarez, presărată cu momente cum nu s-au mai văzut pe esplanada orașului. Reprezentanții primăriei Slatina au pus la punct toate detaliile acestei prime ediții a sărbătorii. Evenimentul începe joi pe 5 octombrie cu o paradă bavareză. Împreună cu mascota unchiului Hans și cerbul Cornel, vor fi 4 zile de distracție pe esplanada municipiului nostru. Joi, începând cu ora 16, va avea loc parada Oktoberfest cu trăsuri și car alegoric, după care în jurul orei 17:30 va avea loc festivitatea de deschidere cu datul cepului la butoi, pe care va fi un program artistic până spre orele 22, cu diferite formații, premii și concursuri și bucătării bavareze. Iar în următoarele zile, distracția va fi asigurată de DJ Edelweiss, Claudia și Burzerland Party Band, Lira Band și trupa Aludus. Va fi o atmosferă așa cum este Oktoberfest la München. Ne dorim ca foarte multă lume să vină, să se distreze și nu numai de la noi din oraș și din celelalte orașe. Vor fi DJ, va fi MC, prestatorul va pune la dispoziție peste 1000 de premii, va fi un concurs de Miss, va fi regele berii în cadrul acestui festival. În fiecare zi la ora 11 pe esplanadă se servește micul dejun bavarez. Sâmbătă de la ora 20 se organizează concursul Miss Oktoberfest, iar duminică de la 17 urcă pe scenă o trupă de dansatori din Neustadt. Noroc, 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 ridică berea sus. Noroc, 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 și spune ce ai de spus. Că atunci când bere vei, ai cele mai bune idei. Mai bună idee. Și cea mai bună idee este să mai bem o